să-i simte bunul Dumnezeu și să-i mulțumim pentru toate darurile și binefacerile Lui pe care le-am primit noi, neamul, țara. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, înaintea slavei tale căzând cu frică și cu cutremur ca niște robi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului nostru creștin și asupra țării noastre Republica Moldova. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milostivire i-ai învrednicit, ale se împlini cererile așa și de acum înainte. Învrednicește i-a spori în dreapta credință, în dragoste, cea către tine și către aproapele, și întru toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri. Împreună cu toți credincioșii tăi, mântuiește de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Dă, Doamne, conducătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și a iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău Duhul lepădării de sine pe care l-ai dat sfinților tăi ucenici și apostoli când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri bărbăția și vitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Iar pe noi pe toți învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Pomenește-i, Doamne, pe toți eroii, ostașii și luptătorii neamului din toate timpurile și din toate locurile jertviți pe câmpurile de lupte, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și cu rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările tale asupra lor, și asupra țării acesteia în care se preamărește numele Tău. Și ne învrednicește pe toți ca întotdeauna mulțumire să-ți aducem cele prea bune să grăim și să-ți cântăm ție celui fără de început al Tău Părinte și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, Dumnezeului Celui Slăvit într-o ființă, slavă ție Dumnezeului nostru, Dătătorului nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Doamnelor și domnilor, onorată asistență, astăzi, 27 august, se împlinesc 26 de ani de la proclamarea independenței statului nostru, Republica Moldova! Pentru orice stat, ziua obținerii independenței este cea mai luminoasă sărbătoare. Pentru noi, cetățenii romi Moldovei, astăzi, ziua ne este un moment epocal al vechii și bogatei istorii a statului nostru. Spirite al nostru, îngere de pază, dă-ne nouă raza ce veghează în toate. Azima poporului și a Mântuitorului, suveranitate, cinste și recunoștință celor care acum 26 de ani, respectând dorința sutelor de mii de inimi adunate într-o mare adunare națională, au proclamat independența țării. Din această zi, istoria Republicii Moldova se aude în toată lumea! Recunoștință și respect personalităților notorii care au marcat pozitiv istoria acestui veac, obținând succese în diverse domenii, ducându-ne faima peste hotare,
demonstrând astfel adevăratul potențial și frumusețea Republicii Moldova. Salutăm prezența președintele al raionului Glodin, domnul Ion Leucă! Vicepreședintele al raionului Glodin, domnul Veceslav Bobătrân! Vicepreședintele al raionului Glodin, domnul Victor Țarigrațchi! Vicepreședinte al raionului Glodin, doamna Oxana Albu. La invitația președintelui raionului Glodin, domnul Ion Leucă, astăzi împărtășesc bucuria sărbătorii naționale, Ziua Independenței Republicii Moldova, invitații, delegația din Republica Polonă, în frunte cu starosta raionului Piotrków, domnul Stanislav Cubala. Consul onorific al Republicii Moldova în Republica Polonă, domnul Pavel Șcura. Delegația din Republica Letonă, în frunte cu președintele regiunii Elgava, domnul Zeidonis Staune. Ex-președinți, domnul Leonid Istrati, domnul Ion Movilă, domnul Valeriu Țarigrațchi. Prezenți la sărbătoare ne sunt primarul orașului Glodin, doamna Stella Onuțu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, doamna Oxana Domenti, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova, domnul Lilian Zaporojan, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova, domnul Boris Ștepa, consilier ai Consiliului Raional Glodin, consilier local, primarii comunelor și satelor din raionul Glodin. Onorată asistență, stimați oaspeți, dragi concetățeni, mitingul solemn dedicat cele de-a 26 aniversări din ziua proclamării independenței Republicii Moldova îl declar deschis. Această onorabilă misiune îmi sunt alături sufletului ca trenul martirului neamului academicianului Dumitru Matkovski. Aici mi-i vatra și aleasă și dragă mi și scumpă mi. Nu că e bogată și frumoasă,
dar că e aproape inimii. Stimați concetățeni, dragi oaspeți, sunt onorat astăzi să vă am în calitate de oaspeți de onoare la această frumoasă sărbătoare care ne definește pe noi ca popor, ca neam, ca țară. Cu 26 de ani în urmă, în Parlamentul Republicii Moldova a fost proclamată și semnată Declarația de Independență a Republicii Moldova. 278 de deputați din acel Parlament au avut curajul, onoarea și demnitatea să semneze acest certificat de naștere a statului nostru, Republica Moldova. Un om nu poate fi liber în țara sa dacă nu se simte cetățean independent. Țara noastră are doar 26 de ani și este poate prea devreme să facem primele totaluri. Dar odată cu primirea ei în marea familie a Organizației Națiunilor Unite, la 2 martie 1991, considerăm că noi am fost recunoscuți de comunitatea mondială a statelor ca o țară care are și poate pretinde la viitor. Într-o vizită de lucru în Republica Moldova, în Republica Letonă, cu delegații de colegi, colegul meu, Zinodis Țaune, mi-a spus așa: stimate domnule președinte, în lume sunt mai mult de 7.000 de nații și naționalități, dar numai peste 200 de popoare au statele lor proprii. De aceea, de la această tribună, îndemn toți concetățenii mei să fie fericiți pe Dumnezeu, cum a spus Părintele Roman, ne-a binecuvântat ca să avem o țară, un stat, un neam și să ne mândrim cu aceasta. Din primii ani de la proclamarea independenței, Republica Moldova, poporul nostru, a fost supus mai multor încercări, și de ordin politic, și de ordin militar, și de ordin social-economic. Dar prezența noastră aici, prezența concetățenilor noștri în toate raioanele, satele și comunile Republicii Moldova la această frumoasă sărbătoare, ne convinge pe noi că noi nu am greșit atunci când ne-am dorit să fim independenți. În această zi vreau să transmit un salut fierbinte din partea dumneavoastră, din partea mea personală, din partea Consiliului Raional Godeni, tuturor concetățenilor noștri care nu se află în țară, au fost nevoiți din anumite considerente să-și lege soarta de multe activități peste hotarele țării. Dar sunt ferm convinși că sufletul lor este acasă, de cei dragi, de părinți, de copii, și prin intermediul nostru vreau să le transmit acest frumos sentiment de dragoste față de patrie. Stimați concetățeni, prea devreme este ca în 26 de ani să facem niște totaluri triumfaliste. Nu o să încerc nici eu astăzi să vă convinc că lucrurile merg bine sau chiar foarte bine. Dar vreau să vă convinc de un lucru. Atât colegii mei care au condus raionul Godeni din anii 90 și până la începerea mandatului meu au avut tendința ca măcar câtuși de puțin, dar să facă viața cât de puțin mai bună, mai calitativă, mai ușoară pentru fiecare cetățean din raionul Godeni, pentru fiecare cetățean al țării. Această tendință am preluat-o și eu de la dumnealor și împreună cu colegii mei, cu consilierii raionali, ne străduim ca în ziua, în munca de toate zilele, să vă împărtășim încrederea. În acest context, vreau să mulțumesc tuturor președinților de raioane, tuturor deputaților din Parlamentul Republicii Moldova de diferite legislaturi,
la toată lumea bună, la toți cetățenii noștri care au rezistat în pofida tuturor greutăților la acești 26 de ani, ca noi astăzi să fim cu toții împreună și să sărbătorim această frumoasă sărbătoare din viața poporului nostru. Vreau cu tot respectul să mă închin în fața celor care au luptat și au rezistat la Nistru 92, să plec capul memoriei celor care au căzut pe câmpul de luptă pentru apărarea integrității, suveranității și independenței Republicii Moldova. Ar fi păcat astăzi să nu-i numesc pe pământenii noștri care au semnat actul de independență a Republicii Moldova. Este vorba de domnul Ion Mărgineanu, Aurel Saulea, regretații Mihai Plasiciuc, Constantin Bogdan și Ion Butnaru, care au avut curajul și în calitate de pământeni deputați aleși în teritoriul Republicii Moldova, în Republica Moldova, din partea raionului Glodeni, să semneze acest important document pentru țara noastră. Vreau, folosindu-mă de prezența colegilor mei din raionul Piotrkov, Republica Polonă, președintele regiunii Elgava, Republica Letona, Zinodis Țaune și Stanislav Țubala, să-l mulțumesc pentru bună conlucrare în baza acordurilor de asociere care le-am încheiat dintre raionul Glodeni și aceste entități administrativ-teritoriale din țările membre Uniunii Europene, pentru buna derulare a relațiilor noastre, schimburile culturale, educaționale și sociale-economice dintre agenții economici, instituțiile de învățământ și instituții culturale din raion, care s-au perindat pe parcursul celor 2 ani de zile de la încheierea acestor acorduri. Anume, schimbul de cetățeni, schimbul de conducători, schimbul de oameni din diferite domenii, experiența bogată pe care au aceste țări, fiind membre a Uniunii Europene, ne dau nouă o doză de optimism că se va primi și la noi. Ziua Independenței este una din cele mai luminoase sărbători pe care o vom cinsti cu drăzenie sufletească și curaj civic, așa cum ne-a învățat strămoșii noștri. Cum au operat această independență conaționalii noștri la Nistru 92, cu prilejul sărbătorii naționale, Ziua Independenței, vă adresez, stimați concetățeni, cele mai calde urări de bine, de fericire, perseverență și noi realizări în muncă, în serviciul dumneavoastră pentru binele țării, societății și poporului moldovenesc. Trăiască Republica Moldova, așa să ne ajute Dumnezeu! Шановні президенте району Глодені, міле пані, шановні панове, дорога молодіжі! Уважаемый господин председатель Глодянского района, дорогие пани и паны, господа и госпожи, а также дорогая молодежь, приветствую вас. Jest mi bardzo miło, że wraz z delegacją polską możemy się cieszyć dzisiaj z niepodległości Mołdowy. Я очень рад, что я вместе с делегацией из Польши могу радоваться празднику вашей независимости. Szanowni Państwo, niepodległość to fundament rozwoju i gospodarczego, i społecznego każdego kraju. Дорогие господа, независимость – это тот фундамент, который способствует развитию как социальному, так и экономическому каждой страны. Dziś razem z Wami cieszymy się z tej niepodległości, z Waszej wolności w tworzeniu wolnego słowa, w tworzeniu majątku narodowego. Я очень рад, что я могу разделить с вами радость, что приумножается богатство народное, приумножается свобода слова, приумножается личная свобода граждан. Ale musimy wszyscy pamiętać, że niepodległości nie ma na zawsze. Но мы должны всегда помнить, что независимость никогда не дается навсегда. Tą niepodległość należy pielęgnować i strzec, a najlepiej z Polską w Unii Europejskiej. Надо всегда помнить, что независимость всегда нужно беречь и охранять
И наилучший вариант это делать вместе с Польшей и Европейским Союзом. А я jestem przekonany, że zdobytej niepodległości już nie oddacie nikomu. Но я убежден, что добытую независимость вы уже никогда никому не отдадите. Разом с делегацией польском życzymy вам dalszego rozwoju Mołdowy w szczęściu, w zdrowiu i we wzajemnym szacunku. Желаю вам и дальше развивать вашу независимость в радости, в счастье и в здоровье. A żeby wzmocnić jeszcze waszą siłę, wręczymy teraz panu prezydentowi polską szablę. A dla tego, żeby ukrepić waszą niezależność, my darim председателю района польскую саблю. Дорогой мэр города, мэр района, мне очень большое счастье участвовать сегодня в этом празднике, День независимости Молдовы. Не так давно мы были в одной союзе, и Латвия тоже там была, но мы немножко раньше, чем вы, пару лет этот шаг сделали. И спасибо вам тоже, что вам удалось уйти с этого большого союза и быть независимой страной и развиваться. Конечно, мы вас ждем в Европу, и мне очень большое счастье, что я могу участвовать с Гладбенским районом. Мы можем обменяться дети, приезжать в Латвию, сюда, и вместе стараемся, чтобы развиваться еще быстрее и лучше. Так что хочу от всей души, от всего латвийского народа вас поздравить, и чтобы вам всегда была свобода. Пусть живет Молдова! Domnule președinte, stimați oaspeți, onorată asistență, 26 de ani, Republica Moldova își croiește propria cale pe un parcurs care acum noi cu toți îl putem defini ca unul european. Dar acum 26 de ani, predecesorii noștri au luat decizia ca Republica Moldova să fie un stat independent, suveran. Și dacă cineva pune la îndoială această decizie a celor 287 de deputați, nimeni nu poate pune la îndoială decizia acelui peste 1 milion de oameni care au fost prezenți în piața Marii Adunări Naționale, fiind reprezentați a tuturor etniilor care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova. Și este foarte important ca noi, urmașilor, să nu punem la îndoială corectitudinea care au luat-o dumnealor la acel moment. Este foarte important ca fiecare din noi să încercăm să educăm în spiritul patriotic și de iubire de țară pe toți acești copilași care vedem aici prezenți la acest eveniment. Este foarte important ca fiecare din noi să încercăm să punem o pietricică ca această țară să fie mai puternică, mai dezvoltată și respectată de toți partenerii noștri, de toți vecinii noștri. Pentru că acest respect poate veni doar dacă vor vedea că și noi suntem un popor consolidat, un popor care ne iubim țara și care vrem să trăim bine aici la noi. Vreau să vă felicit cu acest frumos eveniment, cu Ziua Republicii Moldova, și să vă doresc să fiți toți împreună sănătoși, să fim cu toții puternici și să putem construi o țară puternică așa cum și-au dorit-o predecesorii noștri. Trăiască Republica Moldova! Bună ziua, stimată audiență, mult stimat prezidium, oaspeți de onoare, locuitori a orașului Glodeni și oaspeții săi. 27 august 2017. Această zi se echivalează cu 26 de ani de independență a Republicii Moldova. Această zi ne ține pe toți împreună. Indiferent că suntem în țară sau peste hotarele ei, ne unește destinul care ne-a fost hotărât cu 26 de ani în urmă. Aș aduce un profund omagiu celor care au luptat pentru ca independența noastră să devină realitate. Mai frumos text ca proclamarea independenței neamul nostru nu a avut. Dar, din păcate, sensul deplin al cuvântului independență lasă de dorit în cotidianul nostru. Îmi iubesc țara, îmi iubesc neamul,
și să ne ajute Dumnezeu să depășim problemele care trebuie să le recunoaștem că le avem. Haideți să ne mândrim împreună cu acest meleag, cu acest plai, pe numele Moldova. La mulți ani, Moldova! Trecută prin foc și prin sabie, trădată, furată mereu, ești floare de dor, Basarabie, ești lacrima neamului meu. Astăzi trăim cu toții o zi solemnă, o zi istorică, plină de semnificații și împliniri. 27 august, ziua independenței statului nostru, Republica Moldova, care este dovada elocventă a faptului că în momentele decisive și esențiale pentru soarta acestui meleag, poporul acestei țări a știut să se mobilizeze pentru a lua decizii corecte. Trăim împreună, stimați concetățeni, bucuria unei mari sărbători. 26 de ani de independență. 26 de ani în care ne-am afirmat ca stat. Am urcat treaptă cu treaptă spre ziua de acum. Împreună am savurat momentele de glorie. Împreună am depășit greutățile și stările de tristețe. Tinerii de astăzi au toate condițiile pentru studii, pentru afirmare, pentru dezvoltare. Ori tinerii cu studii de calitate vor avea grijă de ei, vor deschide noi afaceri, iar prin asta vor face țara noastră mai prosperă. Tuturor oamenilor născuți sau crescuți în țara noastră le doresc astăzi să poată fi și gândi asemeni unui tânăr la 26 de ani, plin de energie, de creativitate, de speranță, oricând având soluții noi, mereu gata să o ia de la capăt, oricât de greu îi s-ar părea drumul spre viitor. Sunt ferm convinsă că Moldova, la cei doar 26 de ani ai săi, va reuși. Pentru că Moldova este tânără, plină de oameni frumoși, capabili și talentați. Noi toți cei care avem originile aici vom demonstra că țara aceasta, în ciuda faptului în care ne-am născut, va fi mereu o surpriză plăcută pentru întreaga lume. Un îndemn către tânăra generație, făcând referire la afirmația fostului președinte american John Kennedy. Nu te întreba ce poate face țara pentru tine, întreabă-te ce poți face tu pentru țara ta. Onorat prezidium, stimați invitați, dragi concetățeni, mitingul solemn, închinat zilei independenței Republicii Moldova, îl declar închis. Are o singură patrie și nici de cum mai multe.
Ideea nemuririi nu este o greșeală. Ea, nemurirea, este realizabilă doar prin dragostea de neam și țară. Pentru că țara, vorba marelui voievod, este a urmașilor urmașilor noștri. Iar în fruntea tuturor fâlfâie un tricolor. Astăzi e ziua ta, Moldova, privește ce frumoasă ești și spun acum poeții slova și te descriu ca în povești. Independentă ești, Moldova, prin câte greutăți s-a trecut, ți-ai dus acasă tricolorul și zimbrul cel de mult pierdut. Ridică-ți fruntea cu Moldova
și ține tricolorul sus să vadă Ștefan de la Putna câtă strădanie ai pus. Pentru că e viu azi voievodul, trăiește azi în noi. 5 secole doar dreptatea a cerut. 91-ul, 92, Duhul lui Ștefan a renăscut. Cu Duhul lui Ștefan am câștigat dreptate și limbă, drapel și credință. Astăzi e ziua ta, Moldova! Privește ce frumoasă ești! Cu ocazia aniversării de 80 de ani de la nașterea sa, anul 2017 este declarat în Republica Moldova anul Eugen Doga. Eugen Doga este renumit în toată lumea pentru valsul Gingașa și Tandra mea fiară. Considerat de UNESCO una dintre cele 4 capodopere muzicale ale secolului 20. Compozitorul a mai scris muzică pentru circa 200 de filme, romanțe, cântate, piese instrumentale, simfonii, cântece de stradă. Muzica lui Eugen Doga compensează iarna lipsa zăpezii, primăvara lipsa sunetului de apă curgătoare, vara lipsa de umbră, toamna lipsa de gutuie. Muzica lui ne face împliniți și mai buni ca națiune. Thank you.
Raionul Glodeni are relații de prietenie cu diferite regiuni din diferite țări. Cu mult drag, în această minunată sărbătoare, vreau să vorbesc despre relațiile de colaborare cu România, regiunea județul Botoșani. Avem o asociație de colaborare din anul 2005. Prin intermediul Consiliului Raional Glodeni și a Consiliului Județean Botoșani, Serviciul Culturii Glodeni și Centrul de Conservare și Promovare a Culturii Tradițional Botoșani. Multe colective artistice, cât și agenți economici din 2005 și până în prezent au avut realizări care au adus și viața mai decentă pentru cei din localitățile Raionului Glodeni. Au avut o invitație și cei din România. În programul nostru avem un număr consacrat prietenilor din România. Balașana pe căcâi, hai da, hai, și joacă mai mari, hai da, hai, balașana pe căcâi, hai da, hai, și joacă mai mari. Da, cu ochii că șotelică, faci noaptea la tătică, cu ochii ca eu mai eu, cu ochii ca cu câteu, tropa, tropa, tropoțele, tribate de mărunțele, tot așa cu omul tra. Balașana și-o juca, hai da, hai, ca până în seara. Hai da, hai, balașana și-o juca, hai da, hai, și până în seara, măi, și hai da, hai da, la trilimon, și la doua de la potimon, și tot așa cu omul drag, și cafele de prepelea, cu foc și numai așa. Thank you.
cerul tău, Moldova, e de albastru. Din ochiul răspunsă ta, microfonul mai scurt pe mine, nici mai dulce de mine. Casa mea, la magie pe țară, crește fir pe pustiu natural. Nu e nicăieri un plai mai tânăr, nu e nicăieri un plai mai drag. Arde în soare roa dimineții, ca o ploaie grea de picărit. La Moldova, orice primăvară, e de rândunică și argint. Se împlină spicul ca vânicul, de lumina blândă șoapta lui. Nu e o altă glie mai frumoasă, altă glie mai aleasă, nu. Tu ești partea noastră de iubire, tu ești dorul nostru cel mai dor. Pleacă cineva de lângă tine, niciodată nu ți-a fost fecior. Doina ta, Moldova, e de leagăn, cura ta de codruie, de glumă. Nici pe lume alt meleag mai paște, alt meleag mai sfânt pe lume nu-i. Dăruiește, Doamne sfinte, strop de dor Moldovei noastre, drum de secoli înainte, țări înalt și cer înalt și zer albastre. Fă să aibă bună parte de mâinică și de sare, și de viață până moarte, dar ca viața trecătoare. Apără cum știi mai bine de străinul care-l pierde, graiul ei din moște vine, piatra rară, frunza verde, leagă-mi unde pruncii gângură cuvântul mama, fă-i un loc de iarba mânce sau un cotul de aramă. Contele primăvăratic, dă-i tărie și răbdare, să răsară singuratic de sub piatra mult cel mare. Înfrățește om și ciudă, greie, fluture, furnică, la nevoie te ajută cu o povață cât de mică. Dă-ne, Doamne, ai de unde, clipa e de înviere, dă-ne o mare și multe, și mai mult nimic nu ce. Thank you.
pentru acest sfert de secol care ne-a adunat și a adunat într-un snop. Haideți, moldoveni, să ne unim ca spicele de grâu în razele soarelui pentru neam, pentru țară, și să stăm strajă la hotare să păzim acest pământ în aceeași bătaie de inimă, sub același cer, cu același destin și viitor în față. Cu lacrimi ți-aș scrie, bătrâna mea țară! Un cântec făcut dintr-un lut absolut. Copiii să-ți crească! Dușmanii să-ți piară! Să fii viitor și prezent și trecut!
sabie străveche, care n-ai sub cer pereche, basarabie. O stărește băi într-una, dar de lacrimi ție cu luna, basarabie. Speră lupta cu păgânul, căci nu el ți e stăpânul, basarabie. Oh,
Just
Ty musisz stać, bo słońce już zawiesza na szczytach wież. Poranny swój szal i rusza cień, długi marsz wokół drzew. Krząta się ptaków rzesza, witaj! Zacznij odwahać, nim słońce podatak zeskoczy jak kot po nocy ćmej. I zacznij odwahać, gdy w progu się waha ktoś, kto cień, długi marsz wokół drzew, krząta się ptaków rzesza, witaj! Zacznij odwahać, nim słońce pogachać, zeskoczy jak kot po nocy ćmej. Odwaha, gdy w progu się waha,
wioski nie mam, chciałbym kochać, nie mam żonki, jest żeniczka, będzie mógł, jest ziemuja, będzie żonka, hej, hej, ta-la-la, hej, hej. Na wysokiej sośnie ojcięcią dziury kuje, jej nie chcesz, nie zamęża, to po co obgadujesz? Jej nie chcesz, nie zamęża, to po co obgadujesz? Zapytano się nie
независимости. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов, мира, мира в нашей Молдове и мира во всем мире. Вчера мы вместе с ансамблем из Польши целый день репетировали и подготовили совместные два танца. «Троя» и «Молдавский». Не судите нас строго, если что-то не так. Представляем вам, вашему вниманию, наши совместные два танца. Speranțe în viitorul țării.
semănăm bunătate și belșug pe care ni-l dorim și mai ales semănăm pace peste tot. Vă semănăm de fericire astăzi, cu tot neamul la un loc. Vă semănăm pentru acest prezent, semănăm pentru viitor. La mulți ani, Republica Moldova! La mulți ani pentru întregul neam! La mulți ani, patrie străbună! La mulți ani, Moldova! Participat elevi și profesori ai școlilor de arte din raionul Glodin, Școala de Arte Glodin, Școala de Arte Cuhnești, Școala de Arte Hâșdieni, ansamblurile folclorice din satul Hâșdieni, satul Fundurii Vechi și ansamblurile Casei Raionale de Cultură Glodin. Haideți, moldoveni, să ne prindem mână de mână! Haideți, moldoveni! Să ne cuprindem! Haideți, moldoveni, să adunăm astăzi sub soare ca să sărbătorim frumos împreună această frumoasă sărbătoare!
se invită de la mic la mare la această coră de sărbătoare.